Conducerea Spitalului Roman a stabilit calendarul examenului pentru ocuparea a 17 posturi de asistenți medicali în unitatea sanitară. Am stabilit datele pentru examenul cu asistentele, da? Deci, ieri, 27-a 5-a, ne-am întâlnit cu medicii șefi de secție din toate secțiile unde v-am spus că se vor scoate posturile de asistente la concurs și am stabilit, deci li s-a adus la cunoștință, bineînțeles, legislația, hotărârea Consiliului Local în baza căreia trebuie să organizăm concursul. Au fost prezent toți medicii, cu excepția doctorului Firăstrău, care era în concediu de odihnă, dar îi se va transmite tot ce s-a discutat. Și am stabilit de comun acord, da? Am făcut un calendar al concursurilor, pentru că sunt foarte multe posturi și probabil că vor fi și foarte mulți candidați, orientându-ne după, am întrebat și eu după, exact, după cifra candidaților care s-au înscris data trecută, am considerat că este greu și, mă rog, mai puțin eficient să organizăm concursul în acei zi. Și atunci am făcut trei comisii, de fapt. Am făcut o comisie pentru specialități paraclinice și am grupat aici farmacie, laboratorul de radiologie, sterilizarea și blocul alimentar, o comisie. Specialitățile paraclinice, deci concursul va fi pe 17:06. Pentru specialități medicale și anume cardiologie, psihiatrie, pediatrie și oncologie, concursul va avea loc pe 19 iunie, iar pentru specialitățile chirurgicale, examenul pentru ocuparea posturilor de asistenți medicali se va desfășura pe 25 iunie. Din fiecare comisie trebuie să facă parte, conform legislației, medicul șef al compartimentului unde urmează să se facă angajarea, directorul medical, a doua persoană, doi medici specialiști din specialitățile unde urmează să se facă angajarea, și reprezentantul OMPR filiala Neamț, obligatoriu, da? Plus un secretar care nu face parte din comisie și reprezentantul de la sindicat, respectiv de la Sanitas, care la fel nu face parte din comisie, dar este în calitate de observator. Și o comisie de contestații care trebuie să cuprindă maxim 3 membri, adică 2 medici din specialitățile pentru care se scot posturile la concurs, și având atâtea secții am avut și de unde să punem și colegi în comisia de contestații și la fel un reprezentant al colegiului asistentelor. Posturile scoase la concurs acoperă majoritatea secțiilor din spital.